Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Sunt Arotela Cono. Ei, vedem dacă am pus un pic cam sus. În fine, o nouă etalare pentru cei care ascultă acest canal și pentru cei care îl vor asculta despre situația dintre voi. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă alegeți eventual, da? În fine. Hai să vedem cum facem aici ca să... Așa. Uf. La fiecare set de cărți au venit niște mesaje în plus. A, le vom citi atunci. Cei care ați ales numărul 1, oare ce venise? A, moartea și 3 de cupe. Transformare. Sau finalul relației. Probabil că unii dintre voi ați pus punct relație din cauza unui triunghi amoros. Cu siguranță că sunt, se pare, ia uite, niște secrete, niște frici secrete, dar sunt niște lucruri în familia uneia dintre voi, 4 de bâte. Unul dintre voi are o situație în familie ciudată, ambiguă, cu un personaj foarte toxic. Diavolul și 4 de monede, care ține probabil de acest personaj, de dragul, draga voastră, probabil acel personaj ține de cei dragi vouă. Așa simt. Și situația dintre voi a trebuit să se încheie și să provoace transformarea în viața ambilor, nu doar a lor, nu doar a voastră, ci în viața, ba chiar a celor trei. Ideea este că moartea și cu 3 de cupe poate să aducă și o reîntâlnire, împăcare sau un moment frumos cu voi. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. E o situație. Amestecăm o dată, numărul 1, de două ori, situația dintre ei și persoanele și voi, cei care ați ales. Asul de bâte, se vrea un nou stadiu, se vrea o nouă, da, se vrea ceva nou în relația dintre voi. Aici sunteți voi, ei, ce simțiți voi pentru ei, ce simt ei pentru voi, așa am fost ghidată să le așez, trecut, prezent, viitor și ce rezolvați, să pun setul de cărți. Până la urmă, ce se rezolvă în viitorul apropiat, spunem, da? La capătul setului de cărți, 2 de spade, tăcere, interesant, justiția, chestiuni legale, mai ales dacă există și o căsătorie sau un contract. Poate balanță vărsător și cineva cu aspecte în semne de apă, dar nu obligatoriu, nu obligatoriu. Există, ia uite, și da, pești, rac, scorpion, există o poveste de dragoste, există într-adevăr. Dar mai este un fost, o fostă de care acest personaj sau voi sau, nu știu, unul dintre voi trebuie să se vindece. Unul dintre voi a adoptat vindecarea, creșterea spirituală, celălalt încă mai are de rezolvat niște chestiuni legale, dar am simțit și să spun niște chestiuni mentale, să ia niște decizii, să discearnă între vechiul acela toxic și eventual potențialele, nu știu, dintre voi. Dintre voi, poate, maybe. Hai să vedem. Ce simțiți voi față de ei? Nu știu cât mai simțiți, pentru că totuși a apărut moartea, dar v-ați făcut foarte multe griji, foarte, foarte multe griji. Ați avut un, aș spune chiar, deși nu e 10 de bâte, dar e un consum de energie, pentru că aceste griji v-au pus la pat, v-au făcut inactiv. Nu ați putut să manifestați ce ați fi vrut voi, în această, interesant, vedeți, nici comunicarea n-a fost manifestată așa cum ați fi vrut. De ce? Pentru că celălalt blochează. Nu vrea să vorbească. Știe că trebuie să aleagă, să discearnă, să judece între rău și bine, între echilibru și dezechilibru. Dar, vedeți voi,
Obișnuința e a doua natura noastră. Ei, regina de cupe, ei vă iubesc. Probabil că încă speră. Aveți aici, vedeți că puteți să vă inversați, dar pozițiile. Sau, nu neapărat să vă inversați, până acum avem duplexul aer-apă. Sau nu neapărat să vă inversați. Fiți atenți că puteți să preluați din energia lor. Puteți să fiți voi semne de apă și să preluați din energia mentală a celor cu care aveți de-a face dacă sunteți empatici. Și dacă aveți aspecte pe lună armonioase, conjuncție, înseamnă că și ei preiau, de-aia se produce transformarea. Mersi mult. Da. Și ei, cât ar fi de mental, preiau din energia voastră și la un moment dat se inversează energiile, nu neapărat că ați fi voi acolo. Ei vă văd, puteți să fiți voi semne de apă și ei vă văd în frumusețea voastră emoțională. Vă văd niște sirene, îi atrageți. Îi atrageți într-o lume în care nu sunt obișnuiți. Și au probabil, nu știu de cât timp relaționați, de cât timp eu vă vorbesc, au început să simtă, își doresc să ofere și ei dragostea pe care probabil ați oferit-o lor. Dar până acum v-a adus durerea de cap, suferința. Ce simt ei pentru voi? 9 de monede. Că sunteți independente. Că vă concentrați pe reușitele voastre. 9 și 9. Dacă, interesant că 9 înseamnă încheiere de ciclu. Da? Și am văzut și moartea. Dacă ei nu au ales, vedem că leitmotivul este alegerea, vindecarea versus karma. Sau vindecarea karmei. Da? Voi, chiar dacă ați avut 9 de spade, ați renunțat să mai stați în gânduri și ați început să vă concentrați pe reușitele voastre, pe vindecarea voastră, apropo de stea, de comunicarea cu îngerii, pentru că v-ați dat seama că ați coborât prea jos. Și simt că voi vă concentrați pe voi, dar de fapt, interesant, ei nu știu, nu văd câte griji v-ați făcut pentru ei. Ce simt ei pentru voi? Ce simțiți voi pentru ei? Asul de spade. Că trebuie să aleagă. Că trebuie să cuvânteze. Acum v-am spus, puteți să absorbiți energia celuilalt și la un moment dat energiile mentale să se transforme în energie emoționale dacă aveți niște aspecte care permit așa absorpție emoțională și mentală, sau să simțiți că sunteți invers. Dacă vorbesc despre, poate voi sunteți aici și ei sunt aici. Variază. Ce simt ei pentru voi? Simt dragoste, dar simt că voi vreți să vă vindecați de acest nouț de spade, de griji, de prea multe griji. Și cum vă vindecați? Concentrându-vă pe independența voastră. Ce simțiți voi față de ei? Interesant! Poate simțiți că toți sunteți atât de empatice, simțiți că au foarte multe griji, că am văzut diavolul acela pe lângă casă, simțiți că au pe cineva acasă care îi pune la pat, că au prea multe griji, cineva îi manipulează și pe lângă manipulările mentale își mai adaugă și ei stres. Și atunci, știți că ar trebui să comunice că este necesară comunicarea. Comunicarea ne eliberează și aduce victorie, aduce claritate.
Eventual simțiți că la un moment dat, poate în această perioadă, poate în perioada următoare, nu putem stabili exact când, la un moment dat vor înțelege, se vor elibera de griji și vor manifesta adevărul și vor tăia în stâncă să-și facă drum către lumină, către vindecare, către eliberare de karmă, de contractele acelea toxice. În trecut, cinci de bâte, uite, conflicte, gelozii, au mai fost multe alte persoane care au intervenit între voi într-o formă sau alta. Familia, părinții cer bani, copiii cer bani, soția, soțul cere bani, eventual. Mai apar și vecinii care pot să bârfească, mai apar și probleme la locul de muncă, conflicte, conflicte. Pot să fie și conflictele interioare și din voi și din ei, dar pe care unul dintre voi le trece mai ușor, cel care este într-un stadiu de evoluție mai avansat decât celălalt, din punct de vedere spiritual, vreau să zic, evoluție spirituală. Conflicte, gelozii, hai să clarificăm. Clarificăm nouă de spade, te rog frumos. Regele de monede. Nouă de pâte și regina de spade. Iar semn de aer, în mod special. Semn de aer. Pământ și apă și un pic de foc. Da. Ideea este că energia focului blochează povestea dintre voi. Unul este foarte emoțional, are o valoare specială, are niște calități speciale, celălalt le are, dar le ține blocate într-o poveste toxică. Eventual, are responsabilități acasă și la locul de muncă, regele de monede, are multe responsabilități. De obicei este o figură tradițională, încăpățânată, nu e prea deschis la schimbare și din cauza aceasta și voi vă faceți griji, pentru că voi vreți să oferiți empatie, da? Știți că ați fi putut să creați ceva nou și cu 1-10, să fi creat abundență împreună, dar în alte condiții, nu acelea toxice pe care le experimentează, dar apare un blocaj. Iar blocajul ar putea să fie un semn de foc, da? Care creează conflicte. Interesant este că apare regina de spade, nu musai, dar posibil, energia gemenilor, balanței sau vărsătorului. Ideea este că această energie de spade, regina de spade, trecând peste așa zisele zodii, reprezintă iar nevoia de a cuvânta, de a clarifica și energia cuiva care spune verde în față niște lucruri, că sunt blocaje, că nu se poate manifesta. Ar putea să fie și o avocată, o notăriță, în cazul în care știți că sunt acele probleme legale și cineva lucrează să-și rezolve problemele legale, blocajele legale. Căsătorie, loc de muncă sau eu știu ce căsătorie, adică divorț în sensul acesta. Posibil. Și repet, dacă absorbiți energia celor cu care relaționați, chiar dacă sunteți semn de apă, să zic, puteți să fiți reprezentați de nou de spate, pentru că știm că majoritatea semnelor de apă își fac griji. Își fac griji. Ați iubit foarte mult acest personaj eventual, dar v-a adus suferință. Și vreți să manifestați, ați vrut să manifestați o colaborare, o relație de lungă durată, un potențial, da? Și ați fost primiți cu o atitudine defensivă. Eventual ați fost tratate ca pe o atracție fizică sau sau dacă n-ați fost tratat așa, s-a manifestat mai degrabă atracția fizică și nu potențialele valoroase de lungă durată
care se puteau manifesta. Sper că ați înțeles exprimarea, da? Ce să clarificăm? Clarificăm și regina de cupe. Luna. Regina de cupe. Nu sunt multe. Regina de cupe. Clarificăm regina de cupe. Ce să apară, apare. Mai sunt, ia uitați. Posibil să fie o aventură în afara căsniciei, patru debute. Și aventura asta să aducă multă suferință. Poate că ați comunicat, au fost texte, au fost diferite chestiuni, da? Întâlniri, da? Nu știu, Musai, nu, aici nu mi-arată, nu pot să spun din aceste cărți dacă v-ați culcat sau nu, unul cu celălalt, sau aventura respectivă, da? S-a manifestat până la o relație intimă sau a fost doar o atmosferă? Înțelegeți. Oricum, s-a lăsat cu suferință. Din cauza că unul dintre voi a spus, are o situație toxică acasă, probabil că a fost urmărit, urmărită, poate. Și din cauza asta, sau este în continuare, din cauza asta nu poate să fie deschis către povestea dintre voi. În plus, mai are și o frică față de emoțiile sale. Cu luna. Are o frică față de emoțiile sale. Interesant este că, ia uite, s-a oprit la 10 de spade. 3 de spade, 10 de spade, 9 de spade, da? Am zis, ei suferă. Văd, acum simt că le-ați oferit dragoste, simt că sunteți altfel decât persoanele din trecut care au intervenit. Dar, deocamdată, este suferință și din partea voastră și din partea lor. În prezent, 10 de monede. Familia despre care ziceam. Banii, jobul, stabilitatea, poate nu e căsătorie, poate e familie, religie, cultură. Da? Nu e obligatoriu să fie soț, soție, poate sunt părinți. Familia în prezent. Despre conflicte n-aș mai vrea să investighez, probabil că o parte dintre ele le intuiți, le simțiți, le-ați văzut, le-ați experimentat, da? Dar în prezent, 10 de monede, hai să vedem ce înseamnă 10 de monede în prezent. Dacă o persoană vrea să divorțeze, încă n-a divorțat. Dar poate să mai însemne și altceva. Da, trei de cupe. Da, e un triunghi. E o dragoste în afara normelor, să spun dacă, sau în afara căsătoriei, sau în afara normelor acestei culturi, acestei religii. Poate să fiți de religii diferite, da? În afara tradițiilor. E o dragoste, da? Trei de cupe și îndrăgostiții. Și în prezent trebuie să alegeți, nu întâmplător a venit doi de spade. Că vorbim de alegerile ambilor, probabil că unul totuși are o dificultate în a discerne și în a acționa. Poate pentru altul e mai ușor, dar ambii aveți de ales între a vă bucura de viață, de posibilitatea de a fi împreună sau de asta în blocajele. 8. 8 pentru mine înseamnă căsătorie, pentru că e casa scorpionului, da? După 7, contractul, Libra, balanța, da? Vine 8 scorpionul. Ce se întâmplă după ce semnezi contractul? Transformarea, renunțarea la identitate. De obicei, în căsătorie, oamenii renunță la identitatea lor și nu se mai regăsesc. Sunt înfofoliți în gânduri și în alt fel de legături. Sunt legați. Nu mai văd. Nu mai văd nimic decât acele lucruri. Și dacă nu-i căsnicie, pot să fie chestiuni care țin de bani, de genealogie,
Da? Și acestea trebuie vindecate în prezent, steaua. Poate pentru unii dintre voi aveți un vărsător, nu am nimic cu vărsătorii, da? Sau cineva cu aspecte în semne de aer gemeni în balanță care are această tendință de a gândi pesimist. Sau cineva trebuie să se elibereze de obsesia față de un vărsător. Sunt multe variante, vă rog frumos să le găsiți. Ideea este că aici este, da? O chestiune. Și 3 de cupe, întâlnirea cu un suflet pereche. Sau cu un suflet care aduce bucurie, aduce o notă de culoare, de încredere, de optimism, de dans, de voie bună în comparație cu 8 de spade, vedeți și voi. Și cum să se bucure 8 de spade dacă nu s-a vindecat? Cum? Când are cum? Cum să aleagă corect? Rămâne de văzut. Poate. Steaua este o energie care inspiră la distanță. Dacă v-ați separat, că am văzut moartea, poate că vă ascultă. Poate că se inspiră de undeva. Eu știu, poate se duce la psiholog, cine trebuie. Sau la un consilier. Sau am zis, se roagă, își dezvoltă credința. Un personaj care până acum nu a... Da. Nu pot să spun voi sau ei. Am zis pentru că ați absorbit, în această poveste ați absorbit de la unul și de la celălalt. În viitor, regele de băte. Ah, aici s-a oprit la regele de spade, da? Căsătorit cam toată ziua. Când nu e la serviciu. Când e la serviciu, e căsătorit cu serviciu, eventual. Da. Cu soție, cu copii aici. Regele de bâte apare în viitor. În momentul în care cel care e blocat, în ce am spus, dacă nu e căsătorie, este familie, job, responsabilități, programe mentale. În momentul în care cel care are vindecarea aceea de făcut mai intensă, creșterea spirituală de manifestat, se va dori exprimarea, va veni spre voi, sau mai bine zis, care, cum se exprim? În viitor, energia masculină se va manifesta mult mai pasional decât a făcut-o în trecut. Dar pentru asta, repet, are de vindecat niște programe mentale, are de învățat de discernă, Am zis, ce zic eu aici? Că iar mă blochez și eu. Trebuie să discearnă, da? Între dragoste și bani. Între dragoste și tradiții. Și trebuie să aleagă. În momentul în care discerne, poate să aleagă și apoi să acționeze. Dar în viitor, această energie masculină, dacă sunteți voi, probabil că voi veți manifesta această energie masculină, dacă sunt ei, probabil că ei vor vrea să vină. De fapt, mai degrabă, hai să vedem ce face regele de bâte. Vin. De obicei, regii nu vin, cam stau pe loc, că sunt semne fixe. Da. Ia uite, trebuie să aleagă, trebuie să aleagă, e într-o situație. Ce face? Stă să ofere în stânga și în dreapta sau călătorește către visurile sale? 9 de cupe. Comunică. Mai dăm o carte pe regele de bâte. Vai, vai, vai. Da, acest personaj trebuie să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Spânzuratul, Marele Preot, Regele de Spade și Cavalerul de Monede. Nu știu în cât timp se va manifesta acest viitor. E un potențial. Totul depinde de acum. Ca să înțelegeți, la unii se manifestă acum, la alții peste... Acumul se manifestă peste o săptămână, o lună, da? Și atunci viitorul se va decala în funcție de om. Da, în funcție de om.
În primul și în primul rând, trebuie să aleagă în a manifesta autonomie sau a sta rece într-o relație în care îl ține pe loc și în care doar muncește, 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 dar devine rece ca gheața în acea familie. Poate nu e căsnicie, poate e familie, poate este o da. Un grup religios, eu știu de care, da? Acolo stă pe loc și are de ales. Ori manifestă, vedeți, trei decupe, pasiune, încredere în el și se duce, cum am văzut, 8 de... Ia uite, și acum apare faetonul. Da? Trebuie să facă călătoria vieții sale, să spun așa, către descoperirea autonomiei și către... Cum să explic? În cazul în care alege să manifeste regele de bâte, călătoria sa spre autocunoaștere și explorarea focului interior, care focul interior nu înseamnă doar sexualitate, deși până acum când a văzut cavalerul de bâte, asta a manifestat, ci înseamnă creativitate, înseamnă autonomie, înseamnă independență și celălalt, cealaltă eventual, aici este o femeie independentă, da? Care își cunoaște valoarea. Dacă vrea să fie cu acea persoană independentă, interesant, deși sunt semne de pământ, sunt monede aici, este roșu, această persoană este activă și atunci are nevoie de oameni activi, nu care stau pe loc. Da? De oameni calzi, nu oameni reci. Depinde de... În continuare, cu alte cuvinte, viitorul este sub semnul întrebării. Ce alege acest personaj? Eventual, poate voi aveți de ales să nu mai stați pe loc în preajma acestui personaj cu care evoluați foarte greu, pentru că e o familie. Și repet, chiar dacă nu-i căsnicie, este o familie cu o tradiție, cu o religie, da? Destul de închisă, care nu vă reprezintă. Sau voi să alegeți pe altcineva care vă este potrivit, un personaj pasional. Veți trăi și veți vedea. Ideea este că faetonul merge către stea. Și dacă voi vă vindecați în prezent de obsesia pentru această poveste, sau eu știu cine, nu știu cine, unul dintre voi se va vindeca și își va alege calea. Dacă celălalt vrea să facă parte din calea celuilalt, înțelegeți? Voi știți. Ia uite, doi de bâte. Ce se realizează? Deocamdată se cântărește. Se fac planuri. Asta se realizează. Se fac planuri. Ia uite, sunteți separați, coming apart. Asta sunteți, în acest moment. Interesant ce apare. Ia uite, steaua. Unul dintre voi se roagă intens să-și manifeste rugăciunile. Dacă nu au reușit în această poveste, poate în altă poveste cu cineva potrivit. Unul dintre voi se roagă să ierte situația complicată dintre voi. Cel care este evoluat spiritual se roagă. Bună seara, dragii mei, da, s-a întrerupt. Nu știu de ce se întrerupe. Baterie era, spațiu mai era. În fine, se întrerupe. Probabil că și etalarea voastră, sau nu etalarea, scuzați-mă, relația dintre voi se întrerupe tocmai ca cineva, voi veți ști care, voi sau cealaltă persoană, să se transforme, să învețe să se roage, pentru că trebuie să conștientizeze cu asul de spade că rugăciunea este magică, poate aduce schimbare 3 și cu 2-5. Acest personaj rece, eventual, trebuie să descopere credința. Interesant că sunt două cărți care vorbesc despre credință. Dacă vrea să meargă mai departe cu voi, acest personaj, regele de spade, care fuge de obicei de emoții, se bazează doar pe rațiune, acest personaj trebuie să înțeleagă că există magie, că există energie, că rugăciunea, dragii mei, cuvântul, gândul și rugăciunea sunt forme de energie și ar trebui eventual să studieze un pic de și fizica cuantică, dacă nu crede în chestiile astea. Poate acolo îi se va explica mai bine. Interesant că iar apare 17, 17 numărul stelei, da? Deocamdată, cel care încă nu are această credință se simte singur. Îi este dor de celălalt, nu știu care, unul dintre voi, da?
Repet, cel care trebuie să crească spiritual manifestă acest sentiment de răceală emoțională, simte dragoste, dar i-a fost frică de emoții. Nouă de spade, nu știu care sunteți, unul dintre voi. Îi este dor de îmbrățișările celuilalt. Da? Și trece prin această, iaute, pământul stihiilor, Zombieland. Trebuie să descopere, repet, credința. Trece tocmai prin noaptea întunecată a sufletului. Asta este situația și de-aia s-a întrerupt și legătura. De-aia s-a întrerupt legătura. Cam asta e situația dintre voi în această perioadă. Veți mai trăi, evident, faetonul. Mergeți către steaua, către vindecare. Ambii a trebui, ambii aveți de vindecat. În primul rând, decepțiile, sentimentul de trădare, de neînțelegere, de conflictele pe care le aveți, bagajele cu care veniți și unul și celălalt, că așa se întâmplă în orice relație, și în acest moment acesta este stadiul 2 de bâte. Cam asta e. Să sperăm că nu mai avem surprize. Cei care ales numărul 3, numărul 3. Cei care ați ales numărul 3, deja aveți niște cărți. 3 de monede, 6 de băte și 5 de cupe. Vă este dor foarte mult unul de celălalt. Dar unul dintre voi a preferat să renunțe la conexiunea sufletească care este între voi, ca să se ducă să cucerească lumea 6 de băte, ca să se reconstruiască, să se reinventeze, să-și facă banii săi, să-și facă averea, nu știu. Unul clar a plecat din poveste, a răsturnat totul în cale ca să-și găsească victoriile. Până la urmă, nu e de acuzat, dacă stai să te gândești mai bine. Nu este de acuzat. În continuare, există un sentiment de atașament, chiar dacă e distanță, dar conflictele mentale apar când. Ah, interesant. 6 de băte înseamnă și un personaj care atrage atenția și am văzut 5 de spade. Probabil că dacă unul dintre voi atrage atenția, este o persoană publică, există bârfe, există discuții, există, da, atacuri verbale, mentale, într-o formă sau alta, din partea unor persoane care doresc acest personaj. Situația dintre voi, odată, de două ori. De trei ori. Trei de bâte distanță. Probabil că și unul și celălalt sperați că vă veți întâlni. Acum fac altfel. Fac altfel. Nu fac seama, dar nu fac ca la numărul 1. Deci. Ce veți rezolva în această perioadă? Trecut, prezent, viitor. Trecut, prezent, viitor. Unde sunteți voi? Unde sunt ei? Așa. Voi și ei puteți să inversați. Am spus că unor absorbiți energiile unuia și celuilalt și chiar dacă vorbesc despre voi, să vorbesc, pot să vorbesc de ca și când ați preluat energiile lor. În fine, deci aici voi, aici ei. Ce simțiți voi pentru ei, ce simt ei pentru voi? Hai. Voi. Diavolul. Ei, cavalerul de cupe. Vă este frică? Unora dintre voi vă este frică. Mai ales dacă aveți de-a face cu un personaj care strălucește în public. Știți că acest personaj creează adicții. Vine cu bagaje, vine cu bagaje toxice, vine cu legături toxice din trecut pentru că atrage atenția, poate că are și bani, știți, simțiți. Și nu doar că știți, dar nu aveți ce să faceți, nu prea aveți cum să rezistați în fața acestui personaj pentru că e atracție foarte, foarte mare. O să clarific. Voi aici, interesant. Cavalerul de cupe. Celălalt personaj vrea să vină să ofere comunicare, vrea să-i exprime. Romantism, sensibilitate, poezie.
Dar aș spune că totuși diavolul în această poziție ar putea să reprezinte frica. Vedem la clarificare. Înseamnă foarte multe. Nu zic muse că sunteți voi într-o energie super toxică, dar știți cum e? Am zis, e dacă unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană publică, vă e teamă. Ce-s mai? Sunt doar aventură în viața lor. Ce să mă iubească ei când sunt atât de apreciați de X, de Y, de femei, bărbați cu bani, da? Ce să mai... Da? Și ar putea să fie frică, în fine. Ce simțiți voi față de ei? Regele de monede. Ce simți ei față de voi? Marea preoteasă. Mistere. Că îi atrageți magic, interesant, apropo de diavol și de Marea Preoteasă, că aveți ceva magic și îi atrageți într-un fel pe care nu pot înțeleg. Ce simțiți voi față de ei? Ma, ei au bani. Iau bani, au nevoie. Aici este. Iau bani, este persoană publică, clar, persoană cu bani. Poate să fie și un personaj căsătorit, poate, pentru unii dintre voi, dar deocamdată aș spune că asta este. În trecut, spânzuratul. Lucrurile au rămas așa în cap de mult timp. Eu știu de cât timp. Au rămas în coadă de pește. Cum vreți voi, la capătul setului de cărți, valetul de spade, 8 de spade. Unul dintre voi aș spune că sunteți voi. Nu puteți să nu vă gândiți la ei, măcar din când în când. Nu spun musai că e obsesie, dar cât ați vrea să vă eliberați de acest personaj, de gândurile față de acest personaj, tot vă mai gândiți la ei. Ei posibil să vă urmărească. De acolo de unde sunt ei sus, poziția lor profesională, financiară, ce or mai fi, să vă urmărească. Mișcările, ce faceți? Pentru că, din punctul lor de vedere, sunteți un mister. Dar în misterul ăsta voi ascundeți. Și eu așa simt. Multe frici. Multe frici. Și totuși intuiția le spune că e ceva între voi. E ceva dincolo de realitatea fizică. Dincolo de înțelegerea aceea normală despre relații, că dacă e o persoană cu bani, trebuie să stea cu cei cu bani, dacă sunt mai așa, știți? Hai să și clarificăm. Da, pasiunea are pentru voi, ar vrea să construiască acest personaj, dar probabil că voi n-aveți încredere. Aș spune că diavolul până acum, hai să și clarificăm, diavolul, clarificăm diavolul. 10 de monede, interesant. Vezi, 10 de monede. 6 de cupe. Clarificăm diavolul. 5 o carte pentru diavol. Ups, ce-a picat? Faetonul. Asta să-l iau de jos. Voi. Aș spune așa, ați vrea să mergeți, faetonul. Poate că voi aveți, poate voi aveți acasă pe cineva toxic și întâlnirea cu acest personaj, cât ar fi de bună credință sau faptul că e glamuros, că e într-o anumită poziție, din cauza că voi ați experimentat relații toxice, familie toxică, cât ar fi fost de frumoasă întâlnirea dintre voi 6 de cupe, n-aveți încredere. N-aveți încredere. Faetonul merge către stea. O să vedem totuși.
Poate că vreți să lăsați, interesant, poate voi vreți să lăsați pe cineva din trecut ca să mergeți înspre un viitor strălucitor. Haide să vedem ce înseamnă acest viitor strălucitor, pentru că interesa s-a oprit la putere. E o luptă interioară. Dacă acest viitor strălucitor reprezintă această relație sau altă relație. Dar interesant, poate fricile vin din familie, din felul în care ați fost educați. Repet, întâlnirea dintre voi a fost foarte profundă. Ați simțit o conexiune ieșită din comun, dar clarificăm cavalerul de cupe. Oh. Sunt blocaje. Acest personaj are niște blocaje, deși simte multă dragoste, regina de cupe. Are de trecut o perioadă foiaute, 8 de spade, 10 de spade, o perioadă foarte grea, niște trădări despre care voi nu știți. Ar vrea să comunice despre lucrurile astea, dar deocamdată nu poate. Nouă de cupe. Mai dăm o carte pe cavalerul de cupe. Dăm o carte pe cavalerul de cupe, te rog frumos. Măcar una sau două. Hai. Clarificăm cavalerul de cupe pentru numărul 2. Repet, nu uitați, poate se inversează pozițiile. Dar totuși, ei ce simt ei față de voi, voi sunteți Marea Preoteasă. Marea preoteasă. Dar, dragii mei, marile preotese, din ce se nasc? Dacă nu din suferință, din blocaje, da? Care țin de religie, de educație. Voi ați depășit lucrurile astea, dar încă întâlnirea cu ei atinge niște puncte sensibile pe care încă trebuie să le lucrați. De-aia, interesant, a apărut faetonul care merge către stea, către vindecare, către misiunea spirituală. Dar întâlnirea dintre voi doi, chiar dacă a adus suferințe și blocaje, vă pune în postura să lucrați ceva cu copilul interior, cu sentimentul de abandon, cu, repet, niște frici care vin din educație. Clarificăm cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe. Uite, hai. De două ori. De trei ori. Okay. Doi de cupe. Doi de cupe și steaua. Interesant. Steaua, într-un fel sau altul, înseamnă împăcare. Și aici, șase de cupe ar fi o împăcare, dar... Își doresc foarte mult să treacă peste blocaje. Și să vă regăsiți. Vă caută. Vă caută. Pe la toate ușile. Dar întâlnire, cum a fost între voi doi, nu cred că mai găsește. În fine. Asta ar vrea să vă comunice. Că întâlnirea dintre voi i-a vindecat. Eventual, chiar dacă ei sunt... Interesant. Chiar dacă ei sunt într-o poziție publică, văd legătura dintre voi foarte specială. Și sunt dispuși să treacă peste blocaje ca să poată să comunice acest lucru sau să vă readucă aminte. Da, 9 de cupe. Sunteți, din punct de vedere emoțional, tot ce și-au dorit. Poate și fizic. Dar iar există niște situații la distanță despre care voi nu știți. Clarificăm spânzuratul în trecut. De ce s-a amânat? Interesant. Da.
Dar de fapt apăruseră așa și s-au răsucit. Regele de vâte, am zis, o persoană foarte pasională. Și 5 de cupe. Unul dintre voi este foarte entuziasmat, foarte dinamic, foarte puternic. Și celălalt probabil nu a avut încredere în această energie, nu a avut încredere în pasiunea lui. A crezut că este doar o opțiune și din acest motiv probabil că și cărțile s-au răsucit. Trebuie să schimbați perspectiva și amânarea acestei relații se întâmplă tocmai ca să schimbați perspectiva. Asul de bâte în prezent, interesant. Se poate, în această perioadă, nu știu exact când, dar se poate manifesta un nou stadiu în relația dintre voi. Da. Hai să vedem cum, asul de bâte. Dacă voi ați mai vindecat, dacă și ei au vindecat, dacă v-ați făcut, dacă ați schimbat perspectiva, și ați înțeles că nu contează totuși că unul e mai bogat, că altul e mai sărac, că altul e mai strălucitor, că altul e poate nu atât de strălucitor, dar are lumină interioară. Da. Unul are bani, altul are altfel de valoare, valoare spirituală. Care fi cam asul de bute în prezent? Ce ar putea să fie acest as de bute? Pasiunea oricum între voi există. Cu toate fricile, cu toate blocajele, cu toate separările, cu toate diferențele de, eu știu, financiare, de religie, de spiritualitate, de asul de bâte. Probabil că e distanță, devine așa de greu cărțile, mesajele. Asul de bâte. Clarifică masul de bâte. Interesant. Valetul de bâte, împăratul și puterea. Probabil că veți primi totuși comunicare cavalerul de cupe. Vine din partea acestui bărbat pe care îl voi vedeți foarte dacă e bărbat. Da? Și femeie poate să fie stabil financiar cu o poziție profesională lucrată. Cu ambiție. Deci bărbați, femei, ce-or fi, în mod special bărbați, acești oameni vor să vină să comunice cu voi. Că sunt dispuși să învingă blocajele, că există încă pasiune, atracție fizică, dar și o atracție emoțională pe care n-au mai simțit-o cu nimeni și o consideră întâlnirea dintre voi predestinată. Că voi doi vă puteți vindeca unul pe celălalt. Acest personaj iar interesant, regele de monede și împăratul. Într-adevăr, e bine față de voi, mult mai bine financiar și profesional. Energie masculină, ar spune. Dar trebuie să-și facă curajul. Pentru că față de voi, pentru că vă vede mari preotese, e un mister, e o nesiguranță, umblă pe tărâmuri, neumblate, necunoscute și nu știu cum să vă abordeze. Cât ar fi de puternic, ați putea spune că nu se poate, personaj public, puternic, la la la, cum să se intimideze, dar se poate intimida în fața mare preoteze. Sau, poate nu sunteți mari preoteze, dar pentru că n-au mai avut de-a face cu o relație atât de emoțională, de profundă, de spirituală, chiar dacă nu sunteți mari preotese, da? Conexiune spirituală profundă. Să nu știe cum să vă abordeze. Ca să nu vă jignească, ca să nu... Da. Oricum, există puterea asta în ei. Își vor face curaj să comunice. Că vor o nouă relație. Ia uite lumea. Extraordinar. Aici s-a terminat la soare, da? Setul de cărți.
Prezentul s-a terminat la soare. Soarele este încă nemanifestat, urmează să se manifeste în momentul în care vă întâlniți, pentru că ei încă speră. În momentul în care vă veți întâlni, veți începe să comunicați mai întâi. Clarifică în lumea. Lumea ar putea să fie în viitor un nou capitol. Puteți să fiți, dacă, eu știu, în viitor puteți să fiți iar împreună. Lumea probabil că este și distanța, interesant, între voi. Vor fi blocaje în comunicare din cauza distanței, aș spune, pare tu de dorința de a rămâne independenți. Dar în primul și în primul rând, în acest nou capitol, vor mai fi probleme de comunicare din cauza distanței, interesant. Și uneori, sentimentul de n-are timp de mine, da? Mai ales dacă e persoană publică. Dacă vreți să depășiți, puteți să vindecați, să depășiți. Mai dăm o carte. 10 de pute. Ca să meargă relația, mai ales dacă e distanță mare între voi și să depășiți, repet, sentimentul de abandon sau că unul e mai sărac și celălalt e prea strălucitor, prea bine, trebuie să depuneți mult efort. Mult efort. Puteți să o luați de la zero. Puteți. Puteți. Mai dăm o carte după 10 de bute. Carte cu 10 de bute. Viitorul, repet, variază de la om la om, în funcție de hărțile voastre natale, de sinastria dintre voi și de capacitatea fiecăruia de manifestare, dacă știți clar ce vreți să manifestați din această relație sau să mergeți spre o altă relație. Ia uite, 8 de bute. Vor fi totuși comunica, va fi comunicare, pentru că e distanță între voi, dar, repet, trebuie să vindecați. Aveți de vindecat. Repet, sentimentul de abandon, de consum de energie în perioada lui când. Da, nu știu ce se întâmplă, de ce se întrerup înregistrările, chiar nu știu. Interesant că și la voi s-a întrerupt sau poate nu are nicio legătură. În fine, este că se poate manifesta 10 de cupe în relația dintre voi, se poate manifesta fericirea cu răbdare. Cu răbdare pentru că, mai ales dacă, repet, aveți o persoană care are multe responsabilități profesionale, trebuie să-i înțelegeți. Și dacă e și distanță între voi, de mări, țări, interesant, în prezent, sau nu neapărat prezent, în prezent se poate trece la o nouă etapă. Și dacă vreți să construiți relația, se poate. Trei de monede înseamnă reconstrucție, de comun acord. Și da, vor fi oameni care vor privi această relație poate altfel, poate mai ciudat, dar. Poate că și voi trebuie să vă concentrați pe munca voastră în momentele în care, ei sunt plecați, să zic, în misiunea lor, în jobul lor. Poate că și voi. Ce reușiți să faceți? Deocamdată, repet, până se manifestă acest as de băte și valetul de băte, comunicarea și reconsiderarea relației, priviți și voi opțiunile pe care le aveți și investiți într-o opțiune, în ideea că să nu stați să visați cum se va reconstrui sau că mai sunt alte persoane prin preajmă să vă faceți griji. Nu, că e frica. Da? Căutați în opțiunile voastre în ce opțiune puteți să investiți timp, energie și să vă ajute să vă reinventați în perioadele când acești oameni sunt ocupați. Ia ce mai este, ce a apărut? Interesant. Numărul 19. Ce înseamnă cartea asta? Da, sunt niște blocaje peste care trebuie să treceți. 19 numărul soarelui, dar trebuie să treceți printr-o perioadă de gheață. Să zic, interesant, cu dragonul, aș spune că ar putea să fie, da, dragonul, nodul sud și nodul nord, misiunea în această gheață. Interesant, ce zice? Sunteți întotdeauna protejați de divinitate.
Deci această relație este protejată de divinitate, chiar dacă acum se lăsa, să zic, un pic tăcerea, un pic mai mult, că e stagnare, se va reconsidera dinamica, designul dintre voi. Totul depinde, evident, și de voi și de ei, dar, repet, dacă aveți de-a face cu un personaj interesant, că iar s-a oprit la 6 de bâte, care circulă prin lume, care are de luptat pentru cariera sa, pentru misiunea sa, steaua, trebuie să înțelegeți. Da, apare diavolul ca și frică. Dacă acest personaj public simte legătura dintre voi, nu puteți să negați ceea ce simte, doar pentru că vă e vouă frică. Dar puteți să lucrați voi cu fricile voastre și să vă ocupați timpul cu niște lucruri care vă cresc și pe voi, și profesional, și spiritual, și financiar, în așa fel încât se vor egaliza energiile din multe puncte de vedere între voi în timp. Înțelegeți, da? Eu zic că există șanse pentru această relație, dacă vreți. Ia. Numărul 3 a apărut 7 de cupe. Aveți opțiuni și voi și ei. Dar, dintre toate opțiunile pe care le aveți și voi și ei, amândoi visați unul la celălalt. 9 de cupe. Pentru că aveți multe emoții, unul față de celălalt. Wow! Împărăteasa. Unul dintre voi este într-o energie feminină, că poate să fie și bărbat în energia asta feminină. Plină de abundență, dacă pot să zic plină de abundență, o să zic, da? În abundență, în dragoste, în creștere spirituală și în generozitate. Și celălalt nu mai poate de bucurie că și-a întâlnit, să zic, idealul, da? Doamnelor, sunteți puse pe un piedestal. Dacă nu știați, cărțile arată. Hai să vedem situația dintre voi odată. Au fost lacrimi. Au fost lacrimi, au fost decepții, poate în relații cu alte persoane și această relație să vină să vindece. Ia. O dată, de două ori, de trei ori, relația dintre voi și apare justiția, interesant. Aș spune că relația dintre voi vă echilibrează. Vine cu un sentiment de dreptate, de calm, de echilibru după o perioadă în care v-ați făcut griji, poate pentru alt personaj, la distanță, sau poate că sunt drumuri între voi, nu știu, dar. Dar. Hai să vedem. În prezent, adică nu în prezent, facem așa. Situația dintre voi, sper să nu mai am surprize cu camera, să stau să lipesc. Și așa n-am internet, până lipesc videoclipul, sper să vină internetul. La capătul setului de cărți, judecata. Ce frumos, ce frumos. Renașteți și unul și celălalt. Renașteți într-o nouă dimensiune. Relațională, aș spune. În relație cu acest personaj, veți vedea că oamenii pot să fie altfel și ei la fel. Vor vedea că, poate, cum să zic, veți vedea că și bărbații pot să se poarte frumos și ei vor vedea că și femeile pot să fie onorabile și profunde și mai puțin materialiste, că pot fi iubiți, nu doar pentru bani, da? Interesant, 9 de cupe. Sentiment, wow, și asul de spade. Wow, deci se dorește, urmează să se manifeste, dacă alegeți, evident. Dragoste, deocamdată simțiți. Probabil că e distanță între voi și distanța vă va obliga uneori să comunicați. Dar emoții sunt, pasiune este, dar probabil că neexprimate, blocate. Însă puteți să manifestați comunicarea și prin comunicare o nouă etapă în viața voastră. Să comunicați cât de bine vă simțiți unul cu celălalt, că aveți afinități, că aveți ceva asemănător și că simțiți că ceva se transformă. Nu știu, poate comunicați altceva, dar ideea e că această relație transformă. Unde sunteți? Oh, asul de cupe! Și ei, regina de cupe, vă oglindiți, măi, oamenilor, deci pui de capul meu, ce frumos! Voi simțiți, dacă ați fost dezamăgiți de cineva, simțiți că această întâlnire vă vindecă. Rămâne de văzut, cred că o să fie și dragoste, cred că e și dragoste, dar vă vindecă. Ce simt ei? La fel.
Trăsnete, trăsnete. Vedeți? Trăsnetul. Simt că generozitatea voastră le umplu cupele. Da? 9 de cupe și 10 de cupe. 9 și cu 1, 10. Da? 2. A zis că vă oglindiți două suflete perechi. 2 de cupe. Wow! Fantastic! Ce frumoasă etalare la numărul 3. Unde sunteți voi? Unde sunt ei? Amândoi sunteți sensibili, amândoi sunteți emoționali, de azi vă oglindiți și v-ați întâlnit să vă vindecați unul pe... De ce îmi vine să plâng? Nu știu de ce, să vă vindecați unul pe celălalt la un moment dat. Măcar poate o prietenie, nu știu. Nu știu dacă se lasă cu pupături, cu îmbrățișări și cu, eu știu, momente de... alte semne de tandrețe. Dar dacă e prietenie, e o prietenie foarte frumoasă. Regina de cupe și asul de cupe. Vă oglindiți. Amândoi sunteți sensibili, generoși și vindecați oamenii din jurul vostru. Ce simt? Ce simțiți voi pentru ei? Wow, împăratul. Și ce simt ei pentru voi? Puh, hai de cap, mă, ce cărți! Voi simțiți că acești oameni sunt în control, ca au bani, ca au putere sau ca o energie puternică sau ca un potențial la care pot să ajungă. Poate nu sunt acolo, dar simțiți că pot să ajungă. Simțiți că au calități de lideri, bărbați, femei, nu contează, că își conduc viața după regulile lor, după banii lor, da? Că își conduc viața, că sunt autonomi, într-o formă sau alta. Ce simt ei față de voi? Că le-ați schimbat întreaga viață, apropo de transformare, schimbare, că întâlnirea aceasta e o întâlnire care a venit la un moment special în viața lor. Aș vrea să clarific, astea nu asul de cupe, nu regina de cupe, asta mă interesează. Cum? Cum? Hai să clarificăm împăratul. Clarificăm împăratul. Ce simțiți voi pentru ei? Aș spune, repet, chiar dacă încă nu vă cunoașteți, intuiția vă spune. Ia. Interesant. Interesant, acest personaj, aici apare șapte de spade, care de obicei fuge de ceva, dar în acest context fuge de blocaje, fuge de restricții religioase, familiale. Fuge. A fugit. A fugit eventual să-și construiască viața, poate. Șase de spade. Sunt drumuri între voi. Mai dăm o carte, două. Împăratul. Clarificăm împăratul. Ce simțiți voi față de acest personaj? Interesant. Ce simțiți voi? Ups, una. Vai, ce frumos! Am zis că vă vindecă. Vă vindecați unul pe celălalt. Sunt drumuri, da, am zis de la început, sunt drumuri. Faptul că am văzut cavalerul de spade în spatele drumurilor, întâlnirea a fost neașteptată. Comunicarea, nu doar întâlnirea. Și comunicarea, că poate v-ați întâlnit, v-ați văzut, iar v-ați întâlnit, iar v-ați văzut, dar de comunicat ați început să comunicați hotărâm într-un brusc. Mai dăm o carte. Simt, am zis, șase de spade lasă în urmă apele tulburi. Interesant că apare steaua. Ia uite, multe cărți, da? Aduce multă pasiune și vă ajută să vă eliberați, iar să vă eliberați de cupele goale, da? Vă ajută să vă eliberați eventual, da. Ia uite, de cine? De cineva care v-a blocat. Care n-a știut să aleagă. Ați trăit într-o altă relație cu altcineva, un sentiment de blocaj, blocaj emoțional, detașare emoțională. Și acum vă detașați voi emoțional de personajul, probabil semn de aer pentru unii, da? Și vă regăsiți pasiunea și vindecarea. Am zis, lăsați în urmă. Vă vindecați de apele tulburi, că asta spuneam, da? Și puteți să mergeți mai departe, dar pun faetonul la loc și le pun și pe acestea. Da, ce simt ei față de voi? Roata norocului, te rog frumos, clarificăm roata norocului.
le aduceți noroc. Wow. Hei, uitați, băi, deci sunt, se consumă. Se consumă și ei. Deci au atâtea energie, simt că ard. Dar ce interesant, vedeți? Fantastic, dar îi ajutați să lase în urmă, mai, să se elibereze de un sentiment, de o durere, interesant cum vin mesaje. Deci îi ajutați să se elibereze de un fel de viață manipulator sau de niște oameni care au vrut să profite de ei sau care i-au manipulat, poate că și ei au fost manipulatori la un moment dat, dar își dau seama că în întâlnirea cu voi n-au cum. Nu... Da, iar s-a întrerupt, dar trecem. Spuneam că îi ajuta să-și schimbe viața. A fost o apăsare pentru ei să stea pe lângă manipulatori, pentru că lângă manipulatori ești manipulator. În această relație cu voi, vor să se implice total și să fie sinceri. Da? Mai dăm o carte. Interesant, dar nu, nu are rost deocamdată, o să mai vedem. Deci, setul de cărți s-a oprit la judecată, la renaștere, la transformare. Le transformați viața, repet. Le transformați viața. Ia uite, au suferit și ei foarte mult, foarte mult. Și acum se poate manifesta o nouă relație. Cu ce? Cu dragoste. Da? Văd valoarea în iubire. În iubirea față de voi. Și interesant, am zis că i-a ajutat să se transforme, să fie stabili, deci vor fi împărați datorită vouă, datorită iubirii pentru voi și datorită iubirii pe care le oferiți lor. Și vor să fie regele vostru de cupe, da? Regele vostru de cupe. Vor să fie... Asta vor și asta simt. Totul a început cu o comunicare în trecut, o comunicare pasională, simpatică, haioasă, printr-o glumă, prin ceva. Ideea este că v-ați văzut și unul pe celălalt într-un fel altfel. Fiecare are ceva original în el și asta v-a atras atenția și a unuia și a celuilalt. Hai să vedem, în prezent, 5 de bâte, sunt conflicte, sunt bârfe, sunt oameni din trecut care afectează relația în acest moment. Hai să vedem 5 de bâte. 5 de bâte în prezent. Trebuie să vă luptați dacă vreți. Ideea este cu cine vă luptați? Voi cu cei din trecutul vostru, ei cu cei din trecutul lor. Interesant, asul de monede. Se poate manifesta o nouă... Se poate materializa, mai bine zis, se poate materializa această legătură foarte frumoasă. Printr-o colaborare, printr-o prietenie de lungă durată, poate chiar dragoste. Poate chiar dragoste când vă veți vindeca unul pe celălalt, da? Voi aveți asul de bâte, ei au 10 bâte, da? Asta e. Unul vine cu scânteia, celălalt mișcă lucrurile în direcția în care stabiliți de comun acord, aș spune. Interesant, la capătul setului de cărți, diavolul, lumea, spânzuratul. După ce vă vindecați și unul și celălalt și vă schimbați perspectiva despre karmă, despre dragoste, despre relații și vă refaceți, mai bine zis, credința, puteți manifesta un nou capitol. Dar unul dintre voi are această ardere intensă, diavolul 15, ardere intensă, combustie internă, aș spune. Poate că unul are mai multă energie, unul poate e mai tânăr, unul poate, sau energia masculină are, eu știu, totuși diavolul apare sub formă, dar nu a spune numai asta. În primul și în primul rând e o tentație din partea unuia și a celuilalt. Dar dacă lucrurile apar inițial sub forma unei tentații, descoperiți că aveți multe asemănări emoționale și veți descoperi mai multe asemănări. Ah, veți descoperi mai multe asemănări. În viitor, wow, 10 de monede, wow. Am zis, dacă începeți un proiect, puteți să aveți succes împreună. Dacă va fi o prietenie, prietenia asta să vă dea stabilitate. Dacă începeți o relație, poate că vă veți căsători la un moment dat. Puterea. Sunteți puternici, mai împreună. Sunteți puternici, regele de monede. Da?
După ce depășiți blocajele mentale, programele mentale, dezamăgirile și comunicați din suflet ceea ce simțiți, manifestați stabilitate. Energia masculină se stabilizează după ce în trecut era frufru. Spunea una, făcea alta. Sau zicea că face, dar fac acum, dar făcea după nu știu cât timp, da? Voi, energia voastră, ei așa zic, ei așa simt, că voi le-ați schimbat viața, întâlnirea cu voi. Probabil pentru că au găsit pe cineva care, într-un fel sau altul, oglindește cupa, sufletul, căutările lor emoționale și sexuale, aș spune. Și sexuale. În prezent, 4 de fete. În prezent vă creați stabilitate. Poate că ieșiți la o întâlnire, poate că pur și simplu creați atmosfera de acasă, de cămin, în momentul în care sunteți împreună, vă stabilizați unul lângă celălalt. Interesant! 4 de bâte. Hai, clarificăm 4 de bâte în prezent. 1 mai mult decât celălalt își dorește ca această relație să ducă. Probabil visează, că am văzut 7 de cupe. Visează la o căsnicie. Extraordinară. Pai, căsnicie. Vreau să zic că unul visează căsnicie, dar uitați în prezent ce apare. 4 de bâte și îndrăgostiții? Wow. Mai, nu-mi place și 2 cupete. Nu-mi place să dau etichete, cum am spus în videoclip. Dar există o conexiune în sinastria voastră foarte benefică. Sunt convinsă că în sinastrie, dacă vă uitați, există aspecte foarte frumoase, ori fi și negative, peste care se va trece pentru că sunteți amândoi puternici și dacă vreți să materializați această relație de dragoste, de pasiune, depășiți tăcerile, trebuie să depășiți tăcerile, niște oameni din trecut, poate, la care țineți, dar cel mai mult veți ține, la un moment dat, la această relație între voi, 2 de cupe. 2 de cupe. Și dacă e distanță, această distanță se va depăși. Ca am zis, sunt niște drumuri de făcut, cel puțin din partea unuia. Wow, ce cărți, ce frumos! Deci, în prezent, sau aproximativ perioada următoare, asta reușiți să stabilizați pasiunea dintre voi. Cum? Variază de la om la om. Dar, repet, printr-o întâlnire, printr-o, eu știu, activitate care vă, eu știu, sau discuție, sau momente care vă dau sentimentul de acasă, de familiaritate, de stabilitate, de voie bună. Ia uite, Magical Map Shifter, exact la roata norocului, asta face. Schimbă. Schimbă direcția. Și aici este roata norocului în sufletul vostru. 5 și cu 2. 52. 7 e faetonul, da? Puteți să mergeți într-o nouă direcție. Aveți niște instrumente divine la îndemână. Aveți cheia. Aveți ceasul. Aveți un soi de evantaiul, l-asociez cu penele. Aveți niște energii foarte puternice. Ambii, ambii. Oh, la capătul setului de cărți, Wishing Well, izvorul, da? Izvorul dorințelor. V-ați dorit o asemenea relație și o aveți. Puteți să o manifestați împreună. Nu știu în cât timp. Dar se pare totuși că în prezent, dacă vă luptați, da? De la 4, de la acest moment de super dragoste și confort, da? Dacă treceți un pic în etapa următoare și vă zbateți o lecuță, puteți să materializați această relație, dacă vreți. Și apoi, din acest moment, iar lucrurile se schimbă. Se ajunge la succes, la colaborare fructuoasă. Hai, mă, dă-mi o carte. Wow! Ce a zburat asta? Ia să vedem ce este. A apărut Palatul de Aur, dar încă nemanifestat, aș spune.
o casă, o casă, da? Și iar aur. Măi, deci, dar rămâne în forma nemanifestată, pentru că acum sunteți la început de drum. Repet, dacă vreți, deci puteți să manifestați tot ce v-ați dorit. Nu vreau să vă creez iluzii, îmi e frică de așa ceva, dar există potențial. Asta nu înseamnă că nu trebuie să aveți răbdare, mai ales că aveți de vindecat. Nu uitați că aveți de niște vindecat și voi și ei. În momentul în care vă vindecați, lucrurile se dezvoltă sau avansează, vor avansa foarte repede. 2 și cu 3, 5. Poate că unul dintre voi trebuie să renunțe la un palat de aur, la niște averi, ca să poată să recreeze un cuplu puternic și de succes, da? Dar într-un alt context, în care nu există manipulări, în care nu există șmecherii, nu există durere. Am zis șmecherii că așa am simțit nevoia, da? Am zis. Unul dintre voi, dar cred că amândoi ați fost răniți de oameni, unul poate de oameni care nu și-au arătat emoțiile și celălalt de oameni care au profitat de ei. Și repet, se poate manifesta ceva frumos, dacă vreți. Dacă vreți. Și va trebui să protejați această comoară. Vedeți aici o comoară. Va trebui să protejați în viitor această comoară pentru că veți fi foarte invidiați de ceea ce puteți face împreună. Ia uite-ți. Suflete perechi, flăcări gemene, posibil. Am spus, nu vreau să etichetez, dar uitați-vă în sinastria voastră. Că aveți niște aspecte frumoase. Cu Jupiter. Roata norocului. Cam atât. Foarte frumoase tălare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!